La sfârșitul acestei săptămâni, trupa Tetis din municipiul Megidia va participa la Festivalul Național de Teatru de Amatori Dan Alexandrescu, ce se va desfășura în municipiul roman. Megidienii vor urca pe scena cercului militar cu piesa Proștii sub clar de lună. Dacă săptămâna trecută actorii megidieni au adus în premieră în fața publicului spectator din municipiul de peste canalul Dunăre Marea Neagră piesa de teatru Proștii sub clar de lună, weekendul viitor aceștia vor fi prezenți la cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Teatru de Amatori Dan Alexandrescu. Cu aceeași piesă de teatru este pentru al treilea an când trupa Tetis este prezentă la acest festival alături de trupe din Caracal, Fălticeni, Lugoj, Brașov și Roman. Noi acum chiar ne pregătim săptămâna asta, joia asta, plecăm la Festivalul Național de Teatru de la Roman, acolo unde ne întâlnim cu o parte din partenerii noștri naționali și vom juca sâmbătă asta la ora 16. La Roman vom rejuca piesa și de fapt ea este pregătită pentru un turneu național. Ea va fi jucată și la Roman, și la Media, și la Lugoj, și la Brașov, și bineînțeles la Megidia. A devenit practic o tradiție ca Megidia să fie prezentă prin trupa de teatru Tetis la festivalul de la Roman. Da, ei sunt prietenii noștri, printre cei mai buni prieteni, pentru că avem, de noi ne leagă o veche prietenie. De fapt, trupa de teatru Tetis este foarte cunoscută în țară și sunt foarte multe alte trupe care vor, într-adevăr, să lege parteneriate cu trupa de teatru Tetis. Ce va urma după festivalul de la Roman? După festivalul de la Roman intru în pregătire directă, pentru că noi trebuie să o împrospătăm în permanență, să o menținem, și voi repeta și cu trupa de teatru Ușa, comedia Soacra cu trei nurori de Ion Creangă, pentru că trebuie să păstrăm în permanență un spectacol, să aibă prospețime și ca să poată într-adevăr să funcționeze foarte bine. Piesa de teatru pusă în scenă de regizorul Ion Crișu cu ajutorul actorilor amatori din trupa Tetis este o poveste despre dragoste. Un spectacol complet, un exemplu de divertisment de calitate care readuce în atenția publicului un important autor autohton, maestru al tipologiilor umane.